Anul acesta pare a fi îmbucurător. Numărul absolvenților aflați în evidența JUFM este în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut. Așadar, tinerii suceveni nu se mai bazează strict pe ajutorul financiar de la stat. Nici bine nu se usucă tușul pe diploma de 12 clase, că deja unii se trec în catastifele agenției pentru a primi ajutor din partea statului român, în timp ce alții se pregătesc pentru examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă. Rata șomajului, dar și numărul absolvenților înscriși în acest an la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava este în scădere comparativ cu anul trecut. Potrivit statisticii efectuate de Agenția Județeană de Ocuparea Forței de Muncă Suceava, în acest an doar 1100 absolvenți s-au înscris pentru șomaj, cu 500 mai puțin față de anul 2014. O posibilă cauză a acestui fenomen ar putea fi faptul că tinerii s-au pus cu burta pe carte și au acordat mai mult atenție examenului de bacalaureat decât să bată drumul până la sediul agenției unde se depun dosarele pentru a primi indemnizația. Noi, ca întotdeauna, recomandăm să urmărească oferta de locuri de muncă de pe site-ul nostru, să urmărească și alte anunțuri cu angajări, pentru că prima opțiune a lor trebuie să fie să-și găsească un loc de muncă, dar în condițiile în care aleg să mai aștepte până găsesc un loc de muncă corespunzător pregătirilor profesionale, noi le sugerăm să urmărească oferta de cursuri de formare profesionale pe care o avem, pentru că un curs de calificare în plus față de competențele pe care le-au dobândit în timpul școlii le crește oportunitatea de a-și găsi un loc de muncă.